Chiar nu că semănați neapărat, dar știu nenumărate întâmplări, că ești foarte pretențios și în momentul în care se întâmplă un lucru de genul ăsta, de felul ăsta care te deranjează foarte tare, întrerupi spectacolul. Nu, încerc să rezolv, să știi. Să rezolvi, da. Încerc să rezolv cu o glumă, cu ceva. Și dacă așa, nu se poate? Dacă nu se poate, na, mi s-a plăcut doar de câteva ori, dar în general... Și ai oprit spectacolul de tot sau până ai rezolvat? S-a întâmplat să opresc de tot odată și acum câțiva ani, după ce murise mama, jucam la, nu știu, erau 3 săptămâni și am revenit în Godot cu Freak Show V. Și era și Sonia în sală, asta m-a durut foarte tare, știi? Și era o femeie în vârstă, n-a fost vina ei, practic, știi? A sunat telefonul odată, dar eu eram pe un moment pe care n-aveam cum să-l întrerup și să, știi? Era un flow care nu trebuia întrerupt și era finalul, știi? Și când a sunat a doua oară, n-am putut să mă concentrez. Și a fost ciudat. Și adică am oprit, am zis scuze bune. Adică am fost foarte politicos. Am zis scuze, nu pot să continui, îmi pare rău, știi? Nu ca să, știi, să se ducă energia nasoală pe femeia aia. Că până la urmă era în vârstă, nu avea nicio vină, decât a uitat să-și închidă, n-am idee. Dar a fost interesantă și reacția Soniei, știi, că a venit după aia la ce cabină. Ți-a zis? Și cumva mă consola, știi, și am zis, era prima oară când vedea spectacol, știi, și poate... Sonia e fetița cea mare a lui Florin. Da. Te-a consolat, adică lasă tată, n-are nimic. Da, adică era cumva fascinată de lumea aia și de spectacol și și-a dat seama că avea vreo 12-13 ani. Nu, avea 11 ani, mai vorbim de 2017, că am acum niște repere în timp, da. Și erau niște momente, hai să zicem, nu vulgare sau așa, dar poate prea mult pentru ea sau... Poate nu trebuia să le înțeleagă și cu toate astea, știi, a venit cumva așa să... Dar de ce ai făcut asta? Ce s-a întâmplat? Știi? Și voia să știe niște lucruri, știi? A fost... Și am avut o pace interioară foarte ciudată după spectacolul ăla. Pentru că ai făcut ce ai făcut. Da, e că e foarte nasol să duci chestia până la capăt doar de dragul de a o duce crezând... Nu, n-ai cum să crezi, știi? Făcând abstracție de faptul că oamenii au ieșit din toată chestia aia pe care tu încerci să o construiești acolo. Iubesc foarte tare teatru, foarte tare. Dar am nevoie să se întâmple corect niște lucruri. Și atunci nu sunt în niciun caz dement sau ceva, dar situațiile astea extreme pe care le-am trăit chiar au fost extreme și insuportabile, știi? Au fost puține. Spuneai mai devreme, comunicarea cu sala este foarte importantă. Și acolo unde n-ai simțit că există această comunicare, acest flux, da? Între sală și tine, nu te mai duci pe acolo. Cât de mult, cu cât ești mai bun în momentul în care vine din partea sălii starea de care ai nevoie sau amplifică ceea ce faci tu pe scenă? Publicul face spectacol. Am avut mult timp această teorie, cum că nu contează publicul. Ce public ai în sală, tu ești dator să-l captezi și să așa. Capacitezi să-l... Da, adică nu, era vina mea. Dacă n-au fost atenție, vina mea, nu. Și... Dai totul pe tine. Acum nu discutăm de Florin Piersic întâiul, da? El e un fenomen, știi? E altceva, bineînțeles. Discutăm de un actor, da? Un actor obișnuit. Nu e neapărat vina actorului. E o energie, e adevărat că actorul trebuie să capteze publicul din start, dar e o energie care se naște sau nu și care duce spectacolul sus de tot sau rămâne undeva așa. Sau poate prăbuși, nu? Se poate întâmpla și asta. Și ce faci, Florin, în momentul în care în spectacol nu vine fluxul ăla de energie, comunicarea nu există? E foarte jos, adică nici măcar undeva într-un echilibru constant. Ce faci? Încerc să-l provoc, dar știi, un actor poate să simtă cumva disperare și asta nu e bine, pentru că nu mai ai, nu că nu ești în control, nu mai ai relaxarea.
când și vine, intervine disperarea și nu mai poți să construiești. Cumva zici de reacție sau ceva. Uite, am fost acum la Ploiești, am făcut un spectacol în care nu joc, doar ca regizor. Și cu 6 actori care au o misiune destul de grea. Adică nu e ușor ce fac ei acolo, e un teatru destul de absurd, foarte mișto. Și eu am jucat acest spectacol, am jucat acum 10 ani în el la Metropolis. Și este un remake. Și sâmbătă, acum 10 zile, mi-am spus, nefiind acolo eu, mi-am spus că a fost exploziv, că lumea aplauda după fiecare replică. Era... Acum, când am fost eu sâmbătă să-i văd și am repetat un pic cu ei înainte de spectacol, totul a fost mult mai jos. Și atunci ai energia care vine de la public. Oamenii au aplaudat frenetic la sfârșit, să știi. Dar nu s-a comparat cu spectacolul? Da. Și am simțit că erau... știi, trebuie să existe o comunicare exact în genul ăsta de spectacol. Nu e genul de spectacol care s-ar putea juca online. N-are nicio legătură cu teatru TV sau așa. Nu. E cu participarea directă a publicului. La 1000 de motive chiar. N-ai fost să vezi asta, dar poate vii pe 29 mai, duminică. Toate la timpul lor? Nu, dacă ești liber. 29 mai... E duminică. E festivalul de teatru la Caracal. A, deja începe. Ai fost selectat? Da. Iar da. Ai fost selectat? Da. Scrii, regizezi și teatru, regizezi și film, joci teatru, joci film. Da, unde te regăsești cel mai tare? În teatru, știi? În teatru, pentru că pot să fac față tehnicii necesare la film, îmi place foarte mult, mă bucur că rămâne, e ok, dar flow-ul trebuie tot timpul să-l tai, știi? Și e interesant, pentru că tehnic trebuie să știi unde ești, în ce punct te afli, să recuperezi energia aia, să mergi mai departe, să duci povestea în film. Bucăți. Și acolo energia de unde se naște? Acolo e... nu știu să explic, e tehnică și echipa. Întotdeauna să ai un om în echipă care să-ți fie prieten. De-aia cel mai bine m-am simțit la spanioli. Am filmat cu niște spanioli acum 3 ani, dacă nu mă înșel. A ieșit de-abia anul trecut filmul din cauza pandemiei. Am văzut o echipă atât de inimoasă, atât de... Știi, e și unul dintre motivele pe care îl iubesc pe Nadal. Nu numai că îmi place Nadal. Nu dă cu mâna la valieră. Da. Iartă-mă, dublu, știi? Îl iubesc oricum pe Rafael Nadal, dar am și o chestie subiectivă. Faptul că ai lucrat cu spaniolii ăștia, ți s-a părut? Spaniolii ăștia au fost, am stat cu ei 7 zile sau 8 zile, parcă, și de la o zi la alta, știi... Și în ce limbă? În engleză. Mm-hmm. Eu am avut replici și în spaniolă, dar în spaniola aia stâlcită, că eram un român în film. Știi? Ah, înțeles. Mm-hmm. Deci tot teatru, dintre toate. Teatru, pentru că nu se rupe flow-ul ăsta și duce undeva și fiecare seară e altfel și descoper. Eu joc Freak Show acum, curând, la Teatrul Dramaturgilor. Descoper în continuare în Freak Show 1. După 8 ani, după 9 ani de zile, descoper lucruri noi. Și asta în tine, în ce poți să faci, în jocul niște nuanțe. Niște nuanțe pe care, știi, nu le-am gândit niciodată, dar din relaxare, din faptul că știu textul, din toate lucrurile astea, se nasc. Nu s-a mecanizat. Se nasc nuanțele, încă e viu spectacol. Da, nu e mecanic. Nu e, vine reacție, se întâmplă lucruri și atunci merg înainte. E un spectacol construit de tine. Da. Din ce? Din nimic. Din povești. Din povești cu oameni, dar... Pe care l-ai trăit, pe care l-ai auzit, pe care l-ai citit? Le-am inventat, le-am... L-ai inventat? Trăit, am văzut oameni care s-au comportat așa. Poate cel mai corect exemplu e filmul ăsta care urmează să fie la TIFF. După 8 ani de la filmări, în sfârșit o să existe filmul Nimic despre dragoste. Și uite, și titlul nostru aici pe, da? Pe ecran, da, Nimic despre dragoste, așa. Eu i-am dat Ana Mariei
o secvență, ce vreau să zic? Îl dăm, îl dăm. Nu, vreau să zic ceva de film. Păi ai plecat de la... Păi nu vorbeam despre felul în care a construit, oameni pe care ai întâlnit. Așa. Povești? În filmul ăsta, personajul meu există. Adică a fost inspirat de un om l-ai pe văzut? Care l-am cunoscut. Ai, l-ai cunoscut, da. E un personaj îngrozitor. Da, e un personaj oribil. Dar l-am cunoscut. Și există. Și există asemenea oameni care au... Nu pot să zic masculul alfa, că zic prea puțin. Un om care are, nu știu, testosteronul pe masă. Știi? Adică e ciudat. Foarte agresiv, foarte în sensul ăsta. Nu mi-ai răspuns la întrebare, dar nu e nicio problemă. Păi spuneam că n-am, poate păi nu, apropo de construcția spectacolului, spuneai. Așa. Unele imaginare pe care le-ai construit tu, povești adevărate, personaje adevărate și așa mai departe. Și l-ai pus cap la cap în acest spectacol. Există un fir care leagă toate aceste povești? În afară de faptul că joci tu? Nu, uneori există un fir, că dacă, de exemplu, un Freak Show 1 nu e un fir, e propriu zis o poantă care revine, dar... Spectacolul lucrează prin contraste, știi? Și atunci eu nu ți-arunc cu nisip în ochi ca să nu-ți dai seama că nu fac asta, dar totuși nu o să pun unul lângă altul două personaje care seamănă foarte mult ca temperament. Trebuie să fie, să contrasteze, să absolut, fie... Absolut, da.